Cred că cea mai bună prezentare de până acum din punct de vedere context, pentru că până acum au fost niște prezentări online, cu webinarii, cădea sunetul, nu se auzea. Acum în sfârșit e o sală, sunt și niște oameni aici de la tehnic pe care îi văd și asta ajută foarte mult la povestea pe care o să avem împreună. A povestit Hortensia un pic mai devreme despre depozite de încredere. Și apropo de pandemie, cred că este cea mai mare oportunitate pe care marketingul o are în ultimii foarte mulți ani. De ce spun asta? Este pentru că prima dată după foarte oamenii s-au oprit și s-au uitat la branduri. Au vrut să vadă ce fac brandurile în această perioadă și mi se pare că este cel mai mare cadou pe care un brand poate să-l capete. O atenție sporită din partea consumatorilor. Dar acum povestea este mai complicată un pic, pentru că dacă oamenii au început să se uite la branduri, să aștepte un răspuns direct din partea acestora, s-au uitat la branduri ca la niște oameni. S-au uitat la niște branduri ca la niște oameni care au o personalitate și în funcție de această personalitate, brandurile se vor manifesta într-un fel sau altul. Iar aici începe povestea frumoasă, pentru că, apropo de ce spunea Cristi, sunt un mare fan al research-ului și cred foarte mult în acest model de Needscope. Împreună cu o agenție de research, Kantan TNS, am avut o prezentare pentru clienții lui Cubis și am văzut ce ar însemna strategie din punct de vedere al teritoriilor de comunicare în această perioadă. Și o să vedeți pe ecranul din stânga mea și pe ecranele voastre de acasă faptul că există două axe importante. Oamenii care au avut o zonă mare de stres în această perioadă versus oamenii care au avut un nivel scăzut de stres. Incredibil, există așa ceva. În cealaltă axă vorbim despre axa unei responsabilități comune versus o responsabilitate personală. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că am descoperit mai multe strategii prin care oamenii au încercat să se adapteze acestei perioade. Dacă ne uităm în partea de jos, o să vedem trei lucruri, trei tipuri de strategii umane. Cea în care am colaborat și am acceptat că ni se schimbă lucrurile și ni se schimbă viața. Partea în care oamenii au vrut cumva să-și apere ceea ce au deja. Și partea în care oamenii au început să se manifeste ca un om care până acum nu a avut foarte multe planuri, dar vrea să-și facă un set noi de planuri. Și o poveste interesantă, pentru că dacă ne gândim, sunt foarte multe branduri care au comunicat în această zonă. În această zonă în care responsabilitatea este comună, s-a spus de foarte multe ori noi vom face împreună, iar pe de altă parte a fost despre un nivel ridicat de stres. Ceea ce depinde cum vrei să te uiți la lucruri. Sigur că e un lucru bun că s-a spus noi. Într-o țară în care există foarte puțin noi și există de foarte mult eu, acest noi a însemnat foarte mult. Pe de altă parte, faptul că am avut, și îmi pare rău că te spun asta, o media care nu a reușit să aducă echilibru, ci a dus decât senzațional, a condus la acest nivel ridicat de stres. Și atunci, tot în prezentarea anterioară, am văzut cât de multe branduri au comunicat în aceea zonă, folosind aceleași cuvinte cheie, folosind aceleași clișee de comunicare. Nu înseamnă că e rău, nu înseamnă că e greșit, nu înseamnă că uneori dacă faci lucrurile care sunt corecte pentru context, nu vei fi un brand bun, un brand corect, un brand care comunică autentic cu consumatorii lui. Dar în același timp, înseamnă că ești un brand care nu a reușit să facă un extra layer. Pe de altă parte, este cumva firesc că aceste trei tipuri de strategii umane, care s-au concentrat în trei tipuri de strategii de comunicare pentru foarte multe branduri, s-au raportat la perioada fix COVID. Acum trăim o perioadă, să spunem, un pic după, pentru că ce vedem în jurul nostru zilele astea este că nu e chiar finalul. Este un pic după, este ieșirea din casă. Iar pe această ieșire din casă avem celelalte trei zone de comunicare. Zone de comunicare care cred că o să ne ajute în viitor. Este important să ajungem în zona asta în care să revenim la eu, pentru că da, lucrurile vor funcționa dacă fiecare dintre noi, nu noi împreună, fiecare dintre noi vom face niște lucruri, iar pe de altă parte, dacă modul în care oamenii se raportează la viitorul lor, mai apropiat sau mai depărtat, ține de oarecare detașare și de un oarecare optimism. Drept pentru care aici sunt alte trei tipuri de strategii și o să le listez pentru că dacă ești brand manager, dacă ești marketing manager, dacă ești un om de business, dacă ești un antreprenor, ar trebui să te uiți la aceste trei zone care au legătură cu empowerment personal, empowerment individual
versus o privire mai lejeră și mai optimistă asupra viitorului imediat apropiat. Iar aici, din nou, sunt trei zone. Este povestea despre repliază-te, uită-te altfel la lucruri. Este despre povestea în care nu mai ești o victimă și ești, de fapt, cel care începe un joc nou. Și este povestea în care te joci cu mai multe ipoteze. Iar acest lucru este foarte important. Este un moment perfect pentru ipoteze. Ca un om vechi de strategie și de research, sunt de multe ori fanul strategiilor pe termen lung. Ce ne-a arătat anul ăsta este că termenul lung nu există într-un termen foarte apropiat de noi. Va fi foarte mult termen scurt, va fi foarte mult despre ce fac mâine, ce fac poimâine, ce fac luna viitoare, cum va fi toamna. Pentru că, din păcate, trăim simultan două tipuri de crize. Este o criză de sănătate și va fi o criză economică, o recesiune economică, care oricum cred că ar fi apărut în viața României, chiar dacă nu apărea această pandemie. Probabil nu la același nivel, nu cu aceeași intensitate, dar am fi avut o zonă de descreștere economică. Cu alte cuvinte, este ceea ce am auzit foarte des în ultima vreme. Ne-am spus clienților noștri, comunicați și nu tăceți din gură. Oamenii au nevoie să audă comunicare, oamenii au nevoie să aibă mai multe conversații. Oamenii au nevoie să audă lucruri pozitive. Da, așa este. Dar pe de altă parte, cel mai important lucru este să știi să te raportezi corect la perioada pe care o trăiești. Și oricât ar suna de ciudat, sunt patru strategii mari și late pe care le-am văzut și le vom vedea în viitorul imediat următor, în perioada imediat următoare, în acest an, de fapt. Prima variantă este cei care vor face freeze. Da? Mă spune, este panică, trebuie să ne oprim. După care vor fi cei care vor face, e un cuvânt foarte frumos din argou generației tinere, flexare. Asta înseamnă, în limbaj de marketing, că vom investi în lucrurile care deja funcționau. Lucru foarte, foarte important, pentru că are legătură cu diferențierea și cu simplitatea produsului sau a serviciului. Pe de altă parte, vor fi cei care se vor apleca la ceea ce înseamnă hai să reparăm ce nu merge. E o decizie curajoasă, dar putea să fie foarte, foarte grea de luat în aceste momente și, evident, vor fi cei care vor înnebuni. E un lucru bun și în această strategie 4, mai ales pentru economia românească, care are o zonă de funcționare ușor ciudată ca timp și ca mod de exprimare a dinamicii ei. Sunt foarte multe business-uri care nu mergeau dinainte de pandemie și ar trebui să fim foarte onești cu noi înșine când spunem acest lucru. Brandurile care au intrat nesănătoase în pandemie, evident că au ieșit și mai sănătoase sau n-au mai ieșit deloc. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta, nu este nimic în regulă cu acest lucru. Până la urmă, suntem într-o economie liberă, suntem într-o economie competitivă, oricât de ciudat pare asta în România, dar suntem într-o economie competitivă și avem nevoie de oameni care se pot organiza în funcție de resursele pe care le au, încercând să meargă mai departe. Ajungând la perioada care va urma, ce mai înseamnă brand? Pentru că cu Mihai am avut foarte des discuția asta pe online în ultima vreme. Online-ul devalorizează brandurile. Da, într-un fel, online-ul devalorizează brandurile, așa este. Pentru că îți reduce produsul la basic. Tu vei cumpăra value for money, vei cumpăra lucruri care ți se potrivește ție la prețul corect. Toate celelalte elemente care țin de imagine vor fi lăsate în planul 2. Și ăsta e un lucru foarte important de înțeles. Pentru că online în același timp poate fi un factor care să-ți crească afacerea, dar în același timp poate să fie un factor care să-ți pună afacerea într-o mare primejdie. Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă cu branding-ul, de fapt, în perioada următoare, este să ne raportăm corect la el. Ce nu se schimbă este cum funcționează un brand. El funcționează la intersecția între trei lucruri. Ce reprezintă produsul din spatele brandului, ce îl face să fie bun și valoros, care este nevoia oamenilor care ar trebui să-l consume și care este statusul cultural în care brandul respectiv joacă. La intersecția dintre aceste trei lucruri, noi avem nevoie de un desired behavior. Asta înseamnă brand în perioada următoare. Să știi că ai un tip de comportament de la brandul pe care îl cumperi. Foarte, foarte, foarte important de reținut acest lucru. Pentru că noi am fost obișnuiți la școală că toate nevoile umane sunt organizate în mod ierarhic, da? De la cele mai de jos până la cele mai înalte. Ce ne-a arătat perioada aceasta este că aceste nevoi sunt de fapt toate pe o masă și nevoile funcționale au intersectat foarte mult cu cele emoționale.
cele de bază, foarte mult cu cele de autorealizare. Gândiți-vă că tot ce înseamnă acasă a devenit loc de muncă, loc de socializare, loc de odihnă, loc de reparat relațiile familiale sau de stricat relațiile familiale. Gândiți-vă că în acest ecosistem numit acasă, toată viața noastră s-a întâmplat timp de 2 luni, minut cu minut. Cred că cu toții știm că am muncit mai mult. Cred că cu toții am ieșit mai obosiți din perioada asta. Cred că cu toții ne-am dat seama că e foarte greu să fii tot timpul optimist. Ceea ce e important de înțeles, pentru că asumarea și responsabilitatea față de propria noastră nevoie este foarte importantă în momentul în care ne relaționăm la ce ne pot oferi brandurile. Și aici intervine povestea un pic mai complicată, povestea culturală. Vom avea o recesiune economică. Nu există niciun dubiu că o vom avea. Hortensia vorbea un pic mai devreme despre realitatea agențiilor. Da, deja se simte în agenții o scădere a nivelului de proiecte care se finalizează. Nu o spun ca să ne speriem, o spun că este o realitate, e o realitate firească în contextul în care ne aflăm și va fi din ce în ce mai profundă în perioada următoare. Dar dacă publicitatea scade, înseamnă că economia scade. Și acest lucru este important de înțeles pentru noi toți. Fricile pe care le au românii, dincolo de cea de boală și frica de spital, apropo, știți că 80% dintre români au cea mai mare frică în viață, nu frica de moarte, ci frica de spital. Ceea ce spune multe despre cum e spitalul în România ca instituție. Unde ne concentrăm eforturile acum ar trebui să fie în această zonă. Oamenii se tem pentru locurile de muncă și se tem pentru nivelul de trai. Ceea ce înseamnă că pe termen mediu și lung vom avea 3 tipuri de comportamente. Și o să fac aici o paranteză. După criza din 2007-2008, când am avut de-a face strict cu o economie, cu o criză economică, acum este o criză dublă. Atunci ne-au trebuit între 3 și 5 ani, în funcție de diverse segmente ale industriei și ale economiei românești, să ne revenim la nivelul anterior crizei economice din 2007-2008. 3-5 ani. Foarte important de înțeles acest aspect. Pentru că consumatorii noștri vor fi în 3 zone. Vor amâna cumpărăturile pe termen lung. Vor avea un ciclu de cumpărare mai lung, pe un ciclu de informare mai lung. Dar mai lung în sensul de timp, nu în sensul de medii în care vor fi. Ceea ce este implicație importantă, o să vorbim imediat despre ea. Și da, oamenii vor prefera în continuare experiențele versus branduri. Apropo de discuția de care vă spuneam că am avut-o cu Mihai în repetate rânduri în ultima perioadă. Online versus brand, online versus brand, care se poate duce foarte ușor în experiență versus brand. Iar pentru oameni, tot timpul va fi mai important experiență. Uitați-vă de demența Vama Veche Mamaia. Da? 2 săptămâni de libertate, oamenii s-au dus la mare. Pentru că oamenii au nevoie de acel tip de experiență. Nu putem să fim ipocriți, chiar au nevoie de acel tip de experiență. A, că e o prostie, că nu ești responsabil, e o altă discuție. Dar vorbim despre dorințe și despre așteptări. Iar la aceste lucruri trebuie să ne raportăm și noi. Ce cred că va urma? O să fiu sincer și să spun că nu știu exact. Sunt un om care nu crede în trenduri, n-am crezut niciodată. Am râs foarte mult că anul trecut mi s-au cerut mai mult decât de obicei prezentări de trenduri pentru 2020. E bine că nu le-am făcut, n-ar fi ajutat pe nimeni, dar cred că sunt 5 lucruri pe care eu personal le-am învățat din această criză, atât din perspectiva unui om de comunicare, cât și din experiența mai nouă a celui de client care face marketing. Vor fi 2 tipuri mari de experiențe pe care oamenii le vor căuta. Experiența de utilitate, da? Îmi trebuie lucruri care sunt utile și atunci brandurile vor trebui să știe să fie utile și experiența de customer service este ceva foarte nou în România. Nu știm să facem customer service. Am tot văzut teoria cu susțineți turismul local. Da, așa este, să susținem turismul local. Nu știu dacă ați avut curiozitatea să vă uitați la niște prețuri pe turismul local. Este realmente o japcă dacă privești din perspectiva consumatorului. Deci în funcție de cum ne vom raporta la perioada următoare, cam așa va fi și brandul nostru în perioada următoare. Fi mai simplu. Cum spuneam, experiența consumatorului va fi mult mai simplă. Deciziile de cumpărare, mai ales pe produsele de lungă durată, vor fi și mai îndelungate, dar chiar și cele pe termen scurt vor avea un timp de latență un pic mai mare. Din nou, oamenii vor avea o excursie mai scurtă în locurile în care se informează. Prietenii vor fi din nou foarte, foarte importanți și familia la fel. E foarte important cum ne calibrăm consumer journey-ul în funcție de ce vrem să comunicăm, pentru că asta ne poate aduce succes sau, din contră, poate să ne lungească foarte mult campaniile de comunicare fără nicio valoare adăugată.
Lucrul pe care l-am învățat personal, pe propria mea piele, este că nu poți rezista singur. Orice fel de brand ești, este ciudat să te porți ca singurul brand care există pe piață. Valoarea parteneriatului în această perioadă, cred că este cel mai bun lucru pe care l-am putut învăța cu toții. Gândiți-vă la toate afacerile mici care au trebuit peste noapte să devină digitale. Nu și-au pus niciodată problema să devină digitale până când au fost constrânse. Iar această nevoie, până la urmă, este cea mai bună veste pentru economia românească, că avem o digitalizare accentuată, pe alocuri forțată, dar valoroasă pentru tot ce va reprezenta economia în anii care urmează. Deci e foarte important să știi să-ți alegi partenerii și să valorizezi această valoare a parteneriatului. A patra este poate elementară. Gândește-ți business-ul digital și poate contravine cu lucrurile pe care le-am spus un pic înainte, că online-ul poate dezactiva valorile de brand. Nu e chiar așa. Dacă știi ce vrei să vinzi online versus ce este brandul tău, dacă știi ce trebuie să pun în online versus valoarea parteneriatului, dacă știi ce parte din experiența consumatorului cu brandul tău este online, s-ar putea să ai mult mai multe lucruri de câștigat în viitorul apropiat. Și da, ultimul lucru. Cred că e subiectul cel mai arzător pe care oamenii de media l-au avut pe masă în ultimele două luni. Ce face cu influencerii? Pentru că aceste vehicule media, și nu o spun peorativ, aceste vehicule media au avut mai mult timp liber în această perioadă. Iar acest mai mult timp liber ne-a arătat că au tot felul de păreri proprii, care de multe ori aceste păreri proprii nu sunt neapărat valoroase în raport cu lumea brandurilor pentru care au lucrat înainte. Este un moment important în care ar trebui să ne gândim pe mâna cui lăsăm brandurile noastre. Este din nou un moment important în care să spunem că branded content este al brandului în primul rând și că ar trebui noi ca oameni de marketing să fim mult mai responsabili față de canalele media pe care ni le alege. Nu este vina influencerilor că au părerile proprii, până la urmă este o țară liberă, dar este responsabilitatea noastră a tuturor oamenilor care facem marketing să ne alegem corect canalele de comunicare. Cam atât.